Prieten, e supărat telefonul? Da. Nu mi-a fost pregătit așa, a venit domnul Leo Devis, nu mai știu cum se zice la la canal, de nu mai cunosc bine, cu soția, cu copii, cu neamul. Vor să filmeze un videoclip cu o muzică pentru copii. Ia ce pregătiți. Mai mult o să vedeți și aici să le fac o salată, fac ei grătar afară. Da. Nu știu ce au cumpărat, ei carne. Vor să facă un videoclip de muzică pentru copii. Și Albina s-a îmbrăcat țigante, hai să vă arăt eu. Dar nu dansează pentru că na. Doar a fost și așa. Așa m-a apucat să îmbrac. Nici eu nu prea am avut timp, pentru că nu am fost așa pregătiți. Și Leonardo, să vedeți, Alina a vrut să ia pălărie și costumul, îi pregătise un costum, dar... Ia Albina, a făcut foc afară, vedeți ce se vede focul de frumos. Ia du-te telefonul, trebuie du-i în casă. Da, că eu sunt numai tot să filmez. Mai filmezi pe Leonardo. Da. Leonardo! Vino puțin! Bă, să te vezi. Ai grijă, Albina, să nu te prea mult. Sunt foarte mult. Ce faceți, eu? La mine. Tot cu ea, la mine. Am ce-i cu ea? Bă, spune hunta. Are cu cineva? Sunt de mult. Ce-ar n-ai tu care să-ți apu pălării? Care pălăria de ceea ce a mea de zi? A mea de... Ce pălăria? E gata. Auzi! Și așa rău o arăți? Pălăria cu cartușe. De ce? Că mi-a ajutat cu cartușe. Pe ce? Cu cartușe sau? Vreau să-mi cartușe. Ioane! Bă, Ioane! Căutați tu și eu. Îmi doare spatele, dar ce te doare spatele? Patra, nu-ți la hop. Țiganca de urată, ce frumoasă e! Foarte frumoasă! Tu m-ai făcut frumoasă, așa eu m-am făcut! Foarte frumoasă stă! Am îmbrăcat-o, eu am pus baticul, costumat, foarte frumos! Ha, să fii sănătoasă! Te pup să stăiască copiii! Și altul! Copilul al mic, al frumos, țigan adevărat. Păi da. Cu pălărie. În cale un alu. Țiganul sunt mare. Da. Țiganul e țigan. Da. Păi da. Țiganul e face, țigan. Face, tot aia. Nu se s-o schimbă. Hai, mersi. Au venit să filmeze oamenii și ea vorbește tot așa, urât vorbește, să dă șeful mare la foc. Vor oamenii să facă un videoclip de muzică cu tradiția cum era țigan, cu foc, cu de toate. Și ea se bagă ea. Ea tot așa vorbește urât, nu te lasă să faci nimica. Hai da, hai da! Mămăligă! Mămăligă! Ce fac răzine? Alina, îți trebuie făcăleț. Bună dimineața, am revenit. Aseară, prieteni, am avut petrecere. A venit, au făcut aici așa un videoclip, o filmare mai mult, o melodie pentru copii. Și a intrat și Alex cu Leonardo și cu Alina în acel videoclip, mai mult copii, ca să înțelegeți. Și am avut puțin așa dezordine, știți cum e. Am desculat vasele, să adun toate de la loc și aseară am adunat, dar nu prea am adunat așa tot. Pentru că am stat mult aseară.
S-a făcut cam târziu. S-a făcut foc în curte aici. Să vă arăt și vouă. Se iau pirostiile, să vă puțin pe ea. Foc, s-a făcut mămăligă, tuciul la rubinet acolo. Am băgat aseara apă în el și a să moară. S-a făcut grătar și acolo. Uitați-vă ce cățăi așa. Au postat un videoclip pentru muzică. Muzică de copii. Și acum o să fac curat. Am scos vasele, am scos platouri, am scos de toate. Așa e când vin musafiri. N-am putut aseară să mai stau să le scol. Pentru că era târziu. Am îmbrăcat fata țigancă cu fustă. Și doamnele care au fost, le-am dat fuste, baticuri. Dar eu nu prea am vrut să particip pentru că nu eram pregătită. Nu mai am eu cheful ăla acum. Era doar pentru copii mai mult. Melodie de copii. Ei au deja un videoclip, deja cu fetița și copilul care cântă. Și nu prea vreau să intru așa în detalii. Dacă tot au venit, trebuia să fim și noi să-i ajutăm. Pentru că și Dumnezeu ne ajută și nouă, la rândul nostru. Și facem treabă pe aici, îmi adună ăștia și... Aseară a fost patroana aici, îmbrăcat, aranjat, acum a dispărut. Acum nu mai e. A plecat iar, dar nu știu unde și nici nu mă interesează, unde a plecat. Venise Ion, făcea pe șeful aseară, îmi luase șorțul al meu. M-am certat cu el, mi-am luat șorțul de la el, pusată șorțul, s-a dus acolo în casă, pe hol, a desfăcut o sticlă de tărie, a desfăcut-o el, nu era desfăcut. Făcea pe stăpânul, că el face tot, că e bucătar, când a făcut un fum aici, a băgat numai o untură din borcanii și a făcut fum toată curtea. Și de aceea nu mai îmi convine să-l primesc pe Ion aici. Pentru că nu mă ajută cu nimic, îmi face numai el, mai bine să stea acolo liniștit la bucătarul. M-am dus cu fina mea cu luminița și a fost aici și am luat și un bidon de apă, am pus la dozator aici, m-a ajutat. Nu am nevoie de eu, nu mai am nevoie de oameni care sunt așa și vorbesc curat și bate joc. Dacă pun să facă ceva și chiar vreau să-l plătesc, că nu o să-mi facă deja. Cum să zic, își bate joc doar pe interes. Își face interesul ca să ia sticlele din bar. Avem niște băuturi și mai avem și de pe acolo, de care eu am pe toate. Dacă vreau să-i pun și este o mâncare gătită, știți povestea. Tot la fel. Își pune singur. Păturica asta am pus-o lui Albina sub ea seara acolo lângă foc, pentru că Albina amesteca într-una în cea ăla cu întuci cu mămăligă și am zis să nu stea fata pe ciment. Și așa eram foarte îngrijorată și spuneam să nu sară focul ceva pe ea. Leonardo îmbrăca frumos, a fost un cu pălărie. Au făcut și acolo în față, la patron, au filmat și acolo câteva cadre, tot așa cu copii. După ce au fumat la foc aici în spate. Copiii s-au bucurat foarte, le-a plăcut. Alea n-au vrut să îmbrace în costum, să-și pună pălărie, a rămas tot așa cum era îmbrăcat. Eu deja pregătisem costumele, călcat tot, dar Alea nu mai face ce zic eu. Alea are altceva, e mai mare și cam nu mai face după noi. Mai aruncă gurile ăștia. Are micuț, că pot să fac eu, să zic că automat. Vreau să chem, vreau ca să cheme pe Olga. Oh, am zis că nu, nu trebuie Olga la mine aici, nici în curte să-mi facă niște, deja m-am enervat cu ei un beci. Pentru că oamenii cereau ceva, de la el nu făcea altceva, făcea numai ce vrea el. Pentru că așa e Ion, de fiecare dată.
Nu este omul ăla să-l țin aici, să mă ajute, să steau cu copiii. Nu, n-ai cu ce. Mai bine lipsă și îmi fac singură cum pot. Mai bine așa. Patron, așa, a scos toate baticele. Patron a avut timp să se îmbrace, că nu, am zis că nu. Am avut așa, am zis că e pentru copii și atât. Poate că m-a apărut pe acolo, că n-a trebuia. Așa cum eram eu, nu știu acum ce să posteze acolo, ce să facă, pentru că trebuia să apar, că eram îngrijorată de copii. Pentru fată, pisica asta. Au luat oamenii carne, au făcut și ei. Au cumpărat carne, grătar. Am pus și noi de la noi ce aveam. Am început cu spălatul, curtea, dar nu merge apa. Atât merge apa din cer. N-am văzut așa ceva. Cred că e pe ducă. Merge încet de tot, mă chinui. Las furtunul jos ca să pot să dau cu puțin detergent, să spăl bine. Pentru că fac câinii, ăia mici, fac foarte urât. Da, Alex! Prieten, cam atâta. Și copiii sunt în casă. Vă mulțumim și vă dorim o zi plăcută. Pa, pa!